articolul 134, aliniat 1, litera A și aliniat 5, primarul comunei Helepiu a convocat ședința ordinară a Consiliului Local prin dispoziția 136 din 26.08.2021. În conformitate cu prevederile articolului 135 aliniat 8, cod administrativ, prin dispoziția primarului 144 din 30.08.2021, a fost suplimentată ordinea zi cu un proiect de hotărâre. Proiectele înscrise pe ordinea de zi îndeplinesc condițiile prevăzute de articolul 136 aliniat 8, în speță sunt însoțite de referatul de aprobare al inițiatorului, raportul compartimentului de specialitate și avizele consultative ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Helepiu. Rog domnii și doamnele consilieri care au un interes personal în problemele supuse dezbaterii să se abțină de la deliberare și de la dezbatere. Ședința este legal constituită, sunt prezenți 12 consilieri, lipsesc domnul consilier Andrei, doamna consilier Geabuc Bădic, Mihaela și Melinte, domnul Melinte. A, domnul Melinte este, da, deci sunt 13 prezenți. Rog doamna președinte să dea citire ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal la ședința extraordinară a Consiliului Local Helepiu din data de 27.07.2021. Proiect de hotărâre prin aprobarea documentației de dezmembrare în două lucruri a unui imobil aparținând domeniului privat al Comunei Helepiu, județul Bacău, suprafață de 105.300 m2. Fondul Utoiul, înscris carta financiară 60.877 Helepiu, numărul cadastral 80.877. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local Helepiu numărul 20 din 22.04.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Helepiu în domeniul privat al Comunei Helepiu a unui teren intravilan situat în localitatea Pretila, strada Ceilului. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică deschisă a unui teren în suprafață totală de 2.500 m2 aflați în proprietatea privată a Comunei Helepiu, identificat prin numărul 76 până numărul 2604, inițiator primarul Comunei Helepiu. Supus spre aprobare procesul verbal? Nu. Ordinea de zi. Nu. Întâi se supune ordinea de zi. Supuneți aprobare. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Deci se suplimentează ordinea de zi cu următorul proiect. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului, devenitul și cheltuielile al Comunei Helepiu pentru anul 2021 și completarea listei de investiții. Inițiator primar Enea Nicu Ciprian. Se supune aprobării. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Dacă îmi permiteți, mi-aș dori ca înainte de a deschide lucrările ședinței de astăzi, să fiu prezint pe tânărul Emanuel Nican, din Comuna Helegeu, s-a dus în Lugești. După cum vă amintiți, din față de el, în ședința din iunie, cred, sau din iunie, la inițiativa unor consilieri, pe lângă bursele școlare s-a aprobat și premierea tinerilor care ne fac imagine și au rezultate foarte bune și în alte activități. În speța de astăzi se vorba de Manuel Nican, fost elevul al meu, mă mândresc cu asta, care are multiple cupe, titluri la box, printre care și titlul național câștigat anul acesta. Aș fi vrut să-l invit la deschiderea unui școlar, pentru că era frumos ca și ceilalți din comună, poate urmau exemplu și o parte dintre ei se scriau la sport, pentru că sportul dezvoltă armonios și uitați-vă ce tânăr avem aici. Dar nu s-a putut pentru că el mâine trebuie să plece și am amânat data în Germania, unde se pregătește pentru campionatul mondial de data aceasta. Sunt convins că va veni cu titlul acasă și o promit aici, dacă vine cu titlul acasă, va fi și de Marea Comunei Helepiu, pe lângă ceilalți pe care am. Noi, așa cum am aprobat atunci ședința din iunie, am pregătit o diplomă de excelență pe care astăzi, în fața dumneavoastră, vreau să-i umânesc și un premiu bănesc, nu este confidențial, pe care cred că îl merită, putea să fie și mai mult, dar atât îi permite noi astăzi. Vreau să-i urez spor, putere, pentru că are nevoie de putere ceea ce face el, să dea Dumnezeu cât mai multe titluri, mai multe premii pe care trebuie să le câștigi și să fii cu dragă în comuna noastră și în comuna ta, de altfel, ești născut aici, aici locuiți, aici stau părinții tăi,
să te gândești bine așa cum îți vorbim. Să fii sănătos. Aici primul diploma, am spus o mare așa ca să te opui încă celelalte ale tale. Mulțumesc. Da? Să fii sănătos. Te rog să simezi și o stare de plată pentru că așa e la noi. Să fiți sănătos. Dacă dumneavoastră vreți să... Emoții. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest premiu și cred că oricine ar vrea să găsească motivații în viață și să construiască caracterul armonios, ar trebui să facă un sport, indiferent de nivelul pe care îl obține în acest sport. Cred că asta e cel mai important, motivația și disciplina pe care ți-o oferă un sport, indiferent de el, de originea lui. Proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare în două roturi a unui imobil aparținând domeniului privat al Comunei Hlegiu din județul Bacău, suprafață de 105.300 metri pătrați, punct fundul mutoiului, înscris în cartea funciară numărul 60.877 Hlegiu, număr cadastral 60.877. Sunt discuții, se spune aprobări. Atunci, dacă nu sunt discuții, se spune aprobări. Cine este pentru? Împotriva, abține. Proiectul numărul 3. Da, e vorba de o parcelă pe care se construiește Eoliană, pe multe Eoliană pe care se concesionează. Care se dezmembrează, cred că ultima. Cred că ultima. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre prin modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 20/22/4/2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Hlegiu în domeniul privat al Comunei Hlegiu a unui teren intravilar situat în localitatea Plătila, strada Ceiului. Dacă vă permiteți aici să vă spun eu câteva cuvinte. Este vorba de acel proiect de hotărâre pe care l-am inițiat în martie sau iunie, în urma mai multor cere din partea unor cetățeni care sunt interesați de două terenuri pe care le avem în proprietate în zona Ceier, în zona fostă CAP. Atunci am aprobat o suprafață de 2043 de metri pătrați, atât cât aveam noi în domeniul public. În urma măsurătorilor făcute acum câteva timp, o lună zile în urmă, când am început măsurătorile, s-a constatat că suprafața este mai mare cu aproape 1000 de metri pătrați. 3256. Da, în realitate sunt 3256 de metri pătrați. Suprafața pe care astăzi o modificăm, urmează să se intabuleze și apoi vor urma cursul de a scoate la licitație pentru cei care au fost interesați și solicitați. Pe lângă această parcelă, mai avem o suprafață de 1250-1500 de metri pătrați în aceeași zonă, care deja este domeniul privat. Dacă sunt întrebări. Sunt discuții? Da, mulțumesc. Vreau, am văzut despre deschița pe care le-am zis. Am văzut că, deci, suprafața asta e teren, în partea vorbesc spre drum, spre drumul principal, se vecinează cu ATR. Deci de acolo mai este încă deci, dumneavoastră spune documentația doar pentru suprafața pe care o modificăm noi astăzi. De acolo încolo, e suprafața de 1500 metri pătrați, de care vă spuneam mai devreme că ea este actualizată și este domeniul privat pe suprafața reală. Adică sunt două parcele. De acolo până în Ficină, drum cezat, nu știu cine, e o suprafață de 1500 metri pătrați. Loc pe care îl ocupă astăzi abuziv, o fac e costișat. Despre... Mai sunt discuții? Se supune aprobări, cine este pentru? Împotriva, abține? Proiectul numărul 4. Se abține domnul Stoica. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică, deschisa unui teren în suprafață de toală de 2500 metri pătrați, aflat în proprietatea privată a Comunei Hlegiu, identificat în 76, parcela 2604, inițiator privat Comunei Hlegiu. Este vorba de același teren. Nu, parcela pentru Eoliene. Da, 2500 metri pătrați, avem 6 sau 7 Eoliene, pe care suntem procedura de licitații. Primele patru deja au fost pasă la licitație și concesionate. Trei au fost. Sau trei, da? Trei și am mai avut încă una. Trei. 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 Trei.
Da, au mers pe rând pentru că s-au etapulat separat și s-a dezmembrat trupul de islas. Se supune aprobării. Cine este pentru? Împotriva, abține? Și proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Helegiu pentru anul 2021 și completarea listei de investiții, inițiator privat Comunei Helegiu. Înainte de a vă prezenta domnul contabil rectificarea, aș vrea să vă prezint eu completarea listei de investiții pentru a înțelege de ce am făcut lucrul acesta și de ce așa de repede și am suplimentat proiectul de ordine de zi, pentru că sperăm ca în sfârșitul, începutul, nu știu, mijlocul septembrie, să se redeschidă o nouă sursă de finanțare și în speță în PDL 3, numit plan de investiții a Ierusalimii. Am gândit împreună cu colegii mei un alt proiect mare, celălalt de două pe care eu sper să prim finanțare, un proiect curajos de canalizare și apă în satele Brătira și Drăgugești, la Drăgugești, unde este canalizare și să face doar la extindere, iar Brătila cu un proiect integrat de canalizare și alimentare cu apă. Am identificat, pot să spun, într-un fel sau altul, terenul pe care sper să dăm de apă suficientă pentru satul Brătila și eu cred că o să avem o surpriză și va fi apă. E vorba de intersecția aceasta de jos, de port, unde e Taslău și râul Brătila, unde e Islazul astăzi. Acolo cred că se pretează a găsi izvoare și debit de apă suficient și să nu intrăm în conflict cu cei care au astăzi rețea proprie. De acolo, pe același principiu ca și acum 30 de ani, dus undeva în Ceier, în Dârful Deaule, acolo sus, nu a mai fost un rezervor și din rezervorul respectiv să deservească întregul sat, mai puțin cele de sus cu proiectul respectiv, că nu ajunge până acolo. Cred că o să vrească pentru Mocane, o altă stație de pompare. De asta, soluția o va da proiectantul. Eu sunt încrezător și sunt convins că proiectul va primi finanțare, așa fel cum sunt convins și că acel proiect cu situații de urgență, cu Părâul Drăgugești și celelalte străzi, adică, ca și gazul, pe mandatul ăsta să găsim sursă de finanțare. Noi facem proiectul. Gazul e dus, e pionier. Achită Dumnezeu să vină și la noi, nu știu, eu sper. Datoria noastră este să ne facem proiecte și dacă se deschide sursa de finanțare, să nu fim prinși pe picioare nepregătiți și să nu avem proiectul finalizat. Am făcut dată și cu lunii existența de Consiliul Local pentru că am așteptat rectificare care încă nu a venit, dar sunt șanse să avem la începutul lunii septembrie. Ei vom avea o ședință imediat după ce vom primi niște bonuri de rectificare pentru că vreau să aprobăm și indicatorii tehnicului în jurul de două lucrări care le voi depune pe PDL 3, strada cea de jos, care trebuie actualizat indicatorii tehnico-economici și alimentarea cu gaz, instalația cu gaz, care trebuie actualizată. Noi o depunem, ne facem datoria, Dumnezeu e mare, poate o să se uite cineva și către Moldova, dacă așa cum spune domnul Cusuio, că mai mulți bani se ardează. Eu sper să se întoarcă spre Moldova. Pentru noi ce azi de canalizare apă și astea, deci e ok. Știu că e prioritate, deci pentru Moldova este apă, canalizare, nu vital și așa. Poate de Dumnezeu să avem și apă, canalizare principal și sufletul infrastructură. Da. Asta e din Moldova. Știu că e partea cealaltă o tine. Știu că e condiție impusă pentru drumuri, de aceea și Moldova, foarte mult de jos, pentru că dacă intră apa și canalizarea, noi avem un proiect, atunci o putea face și cu pesarea Romanul și să o asfalt. Cel mai bine. Nu știu, avem o grămadă de proiecte mari, curajoase, depuse și... Aș dori să ajutăm domnul contabil cu rectificarea bugetară și apoi la divers, dacă mai avem întrebări pe subiectele respective, discutăm atunci. Domnul contabil, hai la divers, ca să terminăm. Nu, de lucru. Vreau să vă spun că dacă se pune să facem banii cu cei de acolo, nu ajunge apa până la magazin. La magazin și ce s-au mutieni, plăti la. Ce facem voi la fratea? Da, o vedem. O să dea soluții proiectate. Ce soluții proiectate? Și în modestul domnul Mătrina, o să se facă dreptul cu drumul frumos, poate fi invers. Dar și ascultă la proiectat. Poate aveți voi, uite, mai mult ca proiectat. Ascultă la proiectat. Hai să vă mulțumesc. Vorbim la proiectat. Aia. Da, ce faci, mă? Hai. Ceea ce privește rectificarea, treaba este simplă. Neavând
de la alte capitole de unde să luăm niște credite, am folosit fondul de rezervă la dispoziția autorităților locale. L-am rectificat cu minus 90.000 de lei, bani pe care i-am pus astfel. La învățământ 60.000 de lei pentru definitivarea muzeului din curtea școlii și terenul de sport mini, terenul din curtea școlii Drăgugești. Iar diferența, 30.000, pe întreținere baze sportive la cheltuieli de capital, 10.000 de lei, e vorba de noua investiție pe care vreți să o introducem în listă, la demolare grupuri sanitare și anexe și construire teren de sport pentru ele, și la alimentare cu apă, cu 20.000 de lei, la sistemul de canalizare și alimentare cu apă în localitățile Brătila și Drăgugești. Deci o rectificare de 90.000 de lei, 60.000 la școală, 10.000 întreținere baze sportive, 20.000 alimentare cu apă. Da. Discuții dacă sunt? Da. Vreau să întreb și eu, am văzut la pregătirea de sport la Drăgugești, s-au mai arătat încă 40.000 de lei. Da. Deci, în afară de suprafață de joc, care a costat în jur de 80.000, da, diferența se regăsește în tot ce înseamnă reparații, de la clase, la prima dată plăcentoare jos, care au fost schimbate, asta nu puteam pune măchiază. Înlocuirea toate, la toată plasa de jur împrejur, o plasă de 8 ca aia de 4, era toată ruptă, distrusă, da, ce se vede. Vopsit, întreținut, reparat. Încă o alee turnată între teren și școală, rigolele acolo făcute, plus zidul ăla care e tot așa armat și betonat, care n-a mai permis ca apa fluvială să ducă către vecinii de jos, ba din contra a fost dirijată către terenul proprietatea școlii. Lucrare realizată cu o firmă din comună, de la Brătila, nu știu cum se numește, al lui Alexandru Josan. Da. Da. Se supune aprobări. Cine este aici pentru? Aici vreau totuși să nu particip această labor. Așa. Nu mă țin, nici nu mă țin, nici nu. Nu participi pentru că este incompatibil în domnul Drăghici. Nu aș vrea să se creeze o... Dar puteți afirma ce, dacă s-a făcut sau nu, nu s-a executat sau nu lucrarea. Asta e acela. Deci vă abțineți doar acela mai... Nu participi. Nu participi. Nu. Nu există nu particip, domnul Drăghici. Sunt reprezent. Participați. Vă abțineți. Dacă vă abțineți, e aceeași. Ok. Cu riscul domnului. Ok. Deci, încă o dată, cine este pentru? Nu participă celor lui. Abținere Și domnul Linte, și domnul Zărnescu. Trecem la punctul 5, diverse. Cine se înscrie? Domnul Zărnescu, doamna Stancio. Recepția s-a dat la tine? Acolo. La Drăgugești. Recepția. La ce? La tine, nu tot, la Drăgugești. Vezi recepția în ea? Domnul Zărnescu, spuneți, dumneavoastră sunteți primă care v-ați înscris. Da. Domnul primarul a venit Bisericul. Ceasul la biserică. E ok? Deci ați pierdut pariul. Poftim? Ați pierdut pariul. Bine, am pierdut pariul, da. Dar există un da. Dar nu ți-o pierdut pariul, că băiești de la deal și nu aștept. Cel de la deal... Le-a scăpat la băieți, băi, ne-am văzut. Spune, spune, le-a scăpat la băieți. Da. Ce spune? Din gaură aia, la, la foc, aia, nu? Am băiat în așa. Nu, am fost... Nu, 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 Vasileu Stanciu, Păunii Pătențu, acolo s-a mai dat la mașină, a dezolat, făcut tot la fel. Avem lucrare de rulat la delei cu asfaltare pe două străzi și am avut o discuție cu constructorul. O să ajung și la Brătila, am trei locuri care trebuie specificite și poziția care e spartă. Am fost, ca să nu desfac
podețul, pentru că acolo, din ce am văzut eu, s-au mișcat un tub, a fost un capăt de tub și tot ce scrie este corpul. Acolo la Ticălăul? Sus, da. Așa am spus să punem o chestie, nu știu, să mai vină constructor cu o pânză, ceva care să țină și apoi să turnăm asfaltist. Mai e groapa din vis-a-vis. Cred că acolo e o zonă mlăștinoasă, sunt izvoare ceva în... Ori e o conductă de apă de acumulare și e spartă. Pentru că și anul trecut acolo a fost reparat, dar... Na, nu știu, nu... S-au încheiat. Drumul la Pățești. Drumul la Pățești este terminat. S-au dus 11 mașini de beton acolo. Ne-a costat 30.000 de lei, 35.000 de lei. Dar șanțul o să face? O să face și șanțurile. La fel, așa cum am făcut la Crețești. Și cu ocazia asta vreau să-i felicit pe locuitorii străzii. Pentru că au fost foarte operativ, mai ales familia Neașu, care s-a implicat foarte mult. Noi le-am propus-o, ei au acceptat, așa cum am propus și la Drăgujești, dealul bisericii și sunt convins că și acolo oamenii vor fi deschiși și vor lua și acolo. În situația în care poți betona un drum de aproape 400 metri din iar cu 35.000 de lei, eu zic că e un câștig pentru comunitate, că dacă am făcut cu o firmă, săream cu mult dintr-o 100.000 de lei prețurile de astăzi. Cu beton rutier, ca și la Drăgujești n-am mai făcut vă trei străzi, arată destul de bine, drumul acela era impracticabil total. Eu zic că încet, încet reușim să ducem la capăt toate străzile din comună, răbdare să fie. Noi asta ne-a dorit cu toți, răbdarea, care de tot e, care de păcate și eu am pierdut-o, nici eu nu mai am timp, dar reușim să ducem. Și oarecea de sus, domnul primar? Cioare, de sus avem un proiect, despre care știți foarte bine că l-am de bine, aprobat. De la Ardelea, am venit că de... Până aici, pe Luman, aici, am venit. Asta am gândit-o acum, că ați face un proiect să le ținem în sertare, ca arhivă, nu are rost. De așa l-am făcut și nu avem ce sos de finanțare pe el. Poate facem în primăvară, dacă anul ăsta la rectificări, nu o să ajungă bani pentru... Dacă o să am bani pentru cele trei proiecte pe care am făcut anul ăsta, Ciungi, Crețești, nu Crețești, Ciungi, Ciorea de Jos și Costea, și Costea. Primul prioritar pentru mine astăzi cred că este Drăgujești, strada Ciungi, care arată foarte rău, e și foarte întinsă, sunt niște izvoare acolo care în continuu ține apă, țin drumul imbibat cu apă și cred că va fi un proiect, dacă vom primi ceva bani și bani rectificare, că așa e vorba, acum se trebuie să fie câteva rectificări, să-i duc acolo și să începă care pe strada Ciungi. Un gabionare, domnul primar? Nu. La Helicul nu aveți nicio străduță, cu nicio șansă în carte. Nu. Deci dar avem nicio în 2014. Mai avem toate străzi de proiectă. Cum este? În proiect, toate străzi de proiectă pe proiectat. Strada Bucuiocilor, 2024, mai de lege? Deci strada Bucuiocilor. Dar să știți numele. Dar avem prins în... E prins, dacă le-i trasă, știi? Dar ce vreți să faceți? Dați numai o soluție prin care aduc bani. Dă-mă soluție, mă, că să faceți, l-ați văzut, să afundați iaba aia, acolo a spus oameni. Dar le trebuie să afundați, dar eu nu pot, dați sărace. Eu vă spun să afundați eu, că și colegii din primărie suntem deschiși și dispuși să atragem toate fondurile pe care poate duce un om normal. Nu avem de să le aducem. Nu doar România stă pe loc, nu doar Comuna Hedegiu. Eu pot să vă spun că mă mutez cu Comuna Hedegiu, că încă ți-e mai mici să mai lucrează ceva. V-aș sugera să treceți prin altă. Da, dar trebuie finalizate cele ce s-au fost propuse. Știu. Tot le propune, tot le propune, dar nimic finalizat. Nici nu ne va să trebuie acasă pe afară. Niciodată. Nu am bani să o continui. Nu, dar ce situație este? Poate faci o mână stilie. Nu vreți să spun domnul Merite. La Hedegiu avem două stăți care sunt două proiecte majore. Strada Poie, pe care în mai, pentru că a fost spus și eu spun la trecută, de la care nu am fost prezent. Strada Poienii este predată din mai sau din aprilie către Consiliul Județean, cu garanția că în toamna sau în primăvară se va asfalta și eu sunt convins că se va asfalta. Mâine am o întâlnire de lucru cu Consiliul Județean și cu Seghia, cu gospodăria apelor, pentru că cei de la apele române nu vor să ne acorde avizul. Nu credeți că este ușor. Orice proiect gândești, un an de zile treci prin diferite sânte în care te ceri la toate instituțiile care vin cu tot felul de condiții. Legat de drumul Poienii, în 2006, și ce din Hedegiu știu foarte bine lucru, drumul respectiv a fost planulțat de către apele române numai inundați în 2005. Sub o formă ilegală, din punctul meu de vedere, pentru că strada respectivă a fost mereu, de când e lumea,
travă, drum, drum de acces. N-a fost niciodată dig sau un obiectiv care aparține Apelor Române. Dovadă că azi am scos de la BCPI pentru a merge mâine la Apele Române cu extrasul de carte funciară, prin care strada respectivă este intabulată. Este și parte în nomenclatorul stradal. Se numește strada Poiene, drumul care duce către Poiana cu Comuna Livesti. Eu sunt convins că mâine vom găsi, înțeles, și cădea de comun acord toate cele trei instituții, primărie, Consiliul Județean și Apele Române, vom găsi soluția ca cei de Apele Române să ne dea avizul pentru care respectivă. Urmează faza de proiectare și execuție pe care Consiliul Județean va derula. Și nu am nicio grijă ca acel obiectiv nu se va finaliza. E adevărat, posibil să nu se finalizeze anul acesta. Dar dacă mă întrebați mine după termen, nici nu avea cum. Ținând cont că în aprilie am plătit-o către Consiliul Județean. Și dacă mai avem și bețe luate din partea Apelor Române, care totdeauna au pus bețe luate și la obiectivul cu strada Busuiucilor acolo, care este parte din proiectul de amenajare a Pârâului Trăbucești, pe care am depus pe CNI și în lucrare, intrat deja în Comisia Tehnică. E un proiect foarte mare, dacă am amintit, doamna Geabuc chiar întrebase dacă am citit bine 65 de miliarde, de milioane de lei, adică 60 de miliarde de lei. Asta este valoarea proiectului pe care nu a făcut-o Ciprian Enea sau Moderna Ionel. E făcută de o firmă de proiectare, cum este TQM de la Iași. Condițiile sunt așa cum sunt. Am avut o vizită în teren săptămâna trecută, în miercuri sau joi, din partea Compania Națională de Investiții, care au venit la invitația mea 5 săptămâni la rând. Am mers la București în fiecare miercuri și am stat pe capul lor. Am cu zeci de poze făcute pentru că nu au crezut că un cale de acces cu 3-4 de case se face doar prin Albia Târgului. Ceea ce vă știți cu toți și asta este realitatea. Au venit două persoane din Compania Națională de Investiții, Pola 4, că au dus. Am mers în teren, s-au convins că așa este, i-am dus la Drăgugești. Pe lângă cele două obiective, Pârâul de Helegeu din Drăgugești și Pârâul de Tira, avem strada Bosuiecilor, Bălan și Ciortana Helegeu. Nu pot să gândesc alte proiecte acum pe bucățică, pe părți, pe străduțe mici, dacă eu am garanția sau îmi doresc ca acel proiect mare, care ar fi, nu știu, pentru Drăgugești, cel puțin și pare de pe vale, ar fi un lucru extraordinar. Ar avea și eu un drum, ar mai merge copiii prin apă și cred că ar fi foarte important. În situația în care se consideră că sunt foarte mulți bani prevăzuți pentru proiectul respectiv și că e nevoie să mai tăiem, clar vor fi tăiate din străzile Ciortan sau de la Delen sau știu care sunt mai mici, pe care ne-am putea finaliza noi, așa cum fac astăzi strada Movilie, așa cum am făcut Cleptie, așa cum am făcut strada Bisericii, din bugetul... Care este la Elegiu? Nu, strada Bisericii la Delen vorbesc. La Elegiu nu am strada Bisericii, dar de... Dar e foarte importantă pentru noi. Obiectivul pentru mine este să-mi duc acolo unde am foarte mulți oameni, plătitori tași și impozite, care... Orice bucățică trebuie orice bucățică să fie curat, dar prioritate sunt așezările mari. Nu ne interesează cum să fie care putem să avem stare. Nu, bun. Cum am făcut drumul meu, perfect. Dacă facem slaia mai... Pentru orice edil, prioritate sunt acele zone în care sunt aglomerări de populație. Nu e normal să fac o stradă cu 10 case, în detrimentul unei străzi cu 60 de case. Nu era normal să fac strada Poiene, chiar dacă mie mă doare sufletul că sunt helegean. Și ar trebui să fac strada Poiene prima dată, să spun dacă am plecat de sat, dar nu puteam să fac și nu continui Drăgeștiul până în cap. Nu continui terenul până în cap, să fac strada Bisericii, acum unde sunt 400-500 de case sau 300 de case, iar un drum al Poienei care îmi duce în comuna Livezi, și îmi deservește 10% de lei. Dar o să se facă. O să le fac pe drumul județean și sunt convins că se va transforma și va fi asfaltat cel târziu în vara la anul viitor. Nu trebuie să vă ocupați de asta. Acolo, gata, e județul. O să încerc să le fac pe fiecare în parte. Nu îmi doresc altceva decât de la capăt. Aveți garanția că mandatul ăsta care este terminat, voi face tot ce este posibil și tot ce pot să o duc la capăt. Garanția este, nu știu. Când mă vedeți pe Ujurești, sau nu știu, când îmi trageți din mână, că nu fac treaba. Eu vă spun că sunt la primărie în fiecare zi, vă spun că îmi dau silința, vă spun că îmi dau de proiecte și știți foarte bine lucrul ăsta. Mi-aș dori și eu, ca și voi, să avem cât mai mult. E normal, e firesc. Mi se rup inima că nu am apă. E cea mai mare problemă pentru mine. Nu este problema cu apa la deja Drăgugești. Dar o problemă, așa cum vreau un colegul meu, din care nu suntem vinovați astăzi. Acum un an de zile și dânsul spunea că putem face. Nu putem, oameni buni, pentru că vinovați sunt acolo, în sat, nu la primărie. Instalația respectivă are debitul necesar pentru că astăzi am calculat să ajungă fiecărui în parte. Dar, dar pentru că fiecare, când îi vine apa, ud în grădina, cu roșii și n-au simț în a consuma apa, nu au cum să ajungă la finale, cum să ajungă la fiecare. Nu are cum. Este imposibil. Acum lucrăm la Drăgugești și preluăm alte două izboare pentru un
Cheson, cofinul la Forserv, ne ajută Dumnezeu să mai ducem acolo, am măsurat ieri, 1,5 litri pe secundă. Ar fi poate mai mult decât ne dă izvorul astăzi. Tot ieri am avut discuții cu Neau Vasile Bârjol, cel care, să spunem că e șeful familiei la cel la care trebuie în terenul, în care ne-a garantat, să spun așa, ne-a garantat și altă dată, că doamna care s-a opus până acum ar fi de acord și ne-a dat în jurul datei de 6-7 septembrie până pe 5. Am spus, ne va semna puternicire, ca putem, să putem apoi să demarăm proiectul. Pentru că am făcut proiectul, nu pot să plătesc, nu pot obține autorizație de construire și avize pentru că terenul nu este al meu. Înțelegeți? Bani pe care ne-a prins în buget cu toți. E cel mai probleme pentru mine. Da, poate dă Dumnezeu să și în situația în care la începutul anului, în ianuarie, februarie, da, erau de acord și toată lumea și acum... Da, cum știu. Da, ideile cu cine? Am contractat o firmă de proiectare. Am informații. Firma de proiectare ne-a făcut proiectul, ne-a făcut ridicări de topă, ne-a făcut măsurătorile de debit hidrologic. Dar mai sunt ca să se termine. Banii nu sunt plătiți pentru finanțare. Noi în buget, dacă amintiți, am pus 1,3 miliarde. Erau 3,6 miliarde. Pentru proiectare și 250 de mii, 2,5 miliarde vechi pentru execuții. Bani care sunt în buget, în lista de investiții, care nu sunt cheltuiți. Pe capitolul nici nu cred că vom cheltui banii aceia, domnule Rășmanianu ăsta, pentru că dacă abia acum ne semnează aptele, nu avem timp să finalizăm proiectul apoi, obținut avize și făcut licitații. E vorbit de un proiect pentru anul viitor. Suma respectivă se va de regăsi în excepție pe anul viitor. Care nu știu problemă, e bine, se mai crește dovândă. E nu, problema e felul următor acolo pe DN. Deci să fie clar. Să fie. Noi eram mult mai avansați dacă unul din membrii familiei Păjol nu se opunea. Adică eram, astăzi poate aveam să avem și avizele deja. Nu se fac favorul pentru alții, se poate face favorul și pentru domnul ăsta și dacă merge mai mult se convine. Doamna a zis da, 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 până ziua că a trebuit să meargă în altă parte, de pe nu, până la altă parte. Dar nu vrea nimic, am vorbit, domnul, crezi că... Deci în condițiile în care 10 ani de zile n-a fost scos acolo. Astăzi, e valorul ăsta. Pensi că nu se poate să schimbă, las-o așa. Nu mai pot de ziua, da. Doamna. Da, domnul Zărnescu. Primește anul. Anul să primește. Ați promis că se curăță pomii care merg în cicloțea. Care afectează mașinile că se trece, chiar nu se poate lua o hotărâre. Da. Chiar nu se poate mai... Am discutat cu... Ascultați-vă, domnule. Zic eu, zic eu. 140 de lei ora, ce înseamnă utilaj oameni cărat, transport. Minim 100 de ore am preconizat noi că o scoatem la capăt, plus TVA înseamnă 166 16.600 de lei. 100 de ore, dar care s-a făcut precizarea, că nu va fi pe toată comuna să... Și cred că săptămâna care vine o să găsim o soluție cu domnul contar. Nu știu, eu am opinie pregătită, că nu știu ce este vorba. Dar poate găsim... Am sunat și am încercat să căutăm chiar și altă firmă de prestări în domeniul. Nu. Dar dumneavoastră o aveți, aduceți-o mâine. Să vedeți că... Dar cu băieții care au ajutor social, primării salarii? Dar nu avem. Dar, domnul, 10 ore pe lună, omul. Azi am avut 3 solicitări. Am chemat 3 solicitări. Am chemat 5 persoane. Am chemat 5 persoane astăzi. Din 5 au venit 3. Din 3 au venit unde au tremurit și la ora 12. Nu știu, mai că 2 dintre ei. Da, dar e și cu la Lusava de capul. Pune-l pe la Sucarle. Să fac că i-am pentru că nu știu dacă ați fost atenți la lista de investiții, am experimentat lista și la construirea unui teren la școala Hedeciu. Eu nu ți-aș dori să iei lucrurile astea pe aia, să-i coordonezi. Eu cred că este. Nu, eu cred că este. Eu nu cred că nu e clarit după mentalitatea, nu este din muncă. Ăla ce ești, voi de-a luat, acum sunt un om cu logic. Nici eu nu m-am trecut cu dar fost început, dar nu m-am dat un casculist, o dat la roamă. Dar nu m-am dus, l-am încărcat. Hai să vedem, domnul ăsta, am început o... Da, domnul Marco, a spus că sunt județele anterioare de niște cuvere de gunoi la biserică. Mi-a zis că sunt pe uliță, nu sunt. Coșul ăla din fața bisericii, am văzut că strânge mizeria colegii noștri de la poliția locală de acolo. Vă rog, insistent, duceți o cuvere acolo, noi unde s-a ajuns românare, mai înțeleg și nimic, un cetățel de la Colipă. Sunt trei pubere în spatele... Domnul primar! Capel, eu ne-am văzut acolo. Când ați văzut domnul primar? Dacă eu sâmbătă m-am văzut pe poarta aia din spate, special. Deci am deschis pe lângă capelă și m-am dus până la ceară. Acolo și nu e nimic. Eu știu că părinții nu vrea să-l scoată pentru că omul își pune tot felul de... Păi și atunci nu se face, domnul
Să mergem în curtea la părintele să-i arătăm șervețelul de arăștită. Nu știu, dar rapa din noi, pe mine nu o privește cu restul de la coroanele cele din plastic și din fier. Eu cred că oamenii sunt suficient de înțelepți încât să-mi arunce coroanele la pubelă. Tot s-a spus mereu, s-a tot medializat. Și unii spuneți coroanele. De exemplu, eu mi-am luat de la mormânt, m-am dus pe terenul meu și mi-am dat tot. Ești un caz singular, spune. Da. Deci chiar m-am dus și mi-am strâns de acolo. Toate comandele sunt în de asemenea, acum e cu belul spațiu. Am ajuns la rapa din mări, înapoi. Am dat comandă de altul 30 de euro la o firmă, nu știu cum se numește, cu 900 și ceva de legitimată. Urmează să-i ajung de comandă și putem de noi. Și mai dintr-o acolo, dar eu știu că instituția cu părintele avută sunt trei și el vrea să-i mai scoată. Ține magazii că... Păi de ce să nu vrea să le scoată? Noi dacă mergem la piscină și vrem să avem un șerpețe, vorba Elenei, mă duc la părintele. Deci asta e discuția care am făcut el. Eu notez și... Oamenii sunt totalele mulțumiți, n-au de să-și mai ducă. A dispărut și aia de acolo, da? Acolo, la statele Mocane, a fost o sesizare, o familie care stă în spatele... De parte stației de autobuz acolo, că îi miroase foarte urât și că nu vede rostul pubelei în centru... Păi mult, dar cei de pe gara la de la domnul Roman, la de alt, acolo duceau cu noi. Dar nu merge mașina acolo, pe betonul ăla? Păi nu merge. Nu urcă la de alt mașina. Dacă pui pubelă e rău, dacă nu pui ele. Da, da, trebuie. Atunci spună pubelă acolo unde e ciușmeaua ce e sus. Sau așa. La capătul asfalt, la capătul betonului, pentru că... Nu m-am întinere acolo și cred că chiar am făcut ceva. Dar pubelă ce nu? Și m-am întrebare, dacă permiteți, când începeți asfaltarea pe dealul ăla despre care tocmai vorbeam în Portea și aici pe Râța Numaru. Credeți că se face anul ăsta? Nu. Dar atunci niște balastru puteți duce acolo? Balastru ce? Strata aceea de jos, așa cum am spus la început, o voi depune pe 15 septembrie, atunci când se va deschide, după informațiile care le am eu, PNI-ul, pe PNDL și sunt sigur că va intra PNDL, pentru că pe cine n-a intrat pe soare de finanțare, nu era prioritar drumul, doar partea de, cum se numește, de situații de urgență, cămine culturale și spitale și școli, și nu a fost, și atunci o să-l mut pe PNDL, cu garanția că va intra, pentru că e, am zis că e o condiție ca străzile care urmează a fi asfaltate să aibă apă și canalizare. Tocmai de aceea am dat apă și canalizare pentru plătirea, pentru nu ajung în situația în care avem zone unde avem asfaltul naș și o să fie complicat acum să-l spart, să-l tai. Ce am turnat de lei, de exemplu, pentru că o să întreba ce am făcut de lei cu un stat european. Pentru că de Reniu aveam o instalație de apă și de canalizare pe toate străzile funcționale de mine acum 2 ani și era normal să și asfaltez. Că apă nu este suficientă, poate trebuie să fie în toamnă, în primăvară, mai aducem 2-3 izvoare, nu știu. Batem la ușa orașa să ne dea o condută, să mutăm. Dar e foarte important că avem o instalație băgată care nu ar mai necesita tăierea asfaltului, stricarea drumului. Legat de ciortea de sus, de ciungi și de strada cu Ostea, cele patru proiecte pe care noi le-am prins anul ăsta în lista de investiții și pe care le-am bursat pe partea de proiectare, avem proiectul finalizat, avem studii, avem SF-ul finalizat, avem avize obținute, nu avem finanțare. Dacă avem finanțare, am spus că, din punctul meu de vedere, aș face într-o primă fază strada de la Ciungi, de la Drăgucești, pentru că arată foarte rău, în comparație cu Ciorea de Sud, de exemplu, care nu arată foarte rău, dar urmează să fie făcută și asta, pentru că am promis-o. Dar să avem bani. Dacă cât sunt mai mulți, poate faci mai mult. Când e puțin, nu ce. Nu faceți că acum ați făcut cu strada cu Sociul, ați stricat în șatele la oameni cu știi? Dacă faceți, nu vă mai apucați că dați în care ați cu Sociul. Dar faceți în canalizare de tot cu Sociul. Nu ce foarte bun. Cu canalizare vă dau și să terminăm canalizarea și alimentarea cu apă. Da, ce am de pe casă dacă să faci, mai avea drumul în dată. Nu știu dacă mai vreau. Hai să vedem pe altcineva. Mihai, aveți în vedere, mai aveți în vedere puntea de fața familiei Hâncă? Nu avem în vedere. Am acesta, ziceți? Nu. Nu am acesta. Deci vă rog, doar în vedere. Doar în vedere, atât. Nu, credeți-mă că aș face pe toate. Dar nu trebuie ce să consumați. Ăsta-i drumul meu. Ăsta-i drumul meu acolo. Dar suma ce? 23 de mii de dacă nu am, nu am ce să o fac. Deci tu ce-ți balastra acolo, nu? Plec la părinte de aici. Dar unde spui? Partea despre soarta sau partea despre peștiu? Că tot fost pe ala. Partea despre soarta, acolo, nu mai fost din 5 ani. Îl faci tu. Că nu știu ce nu? Păi nu despre soarta, nu mă stai mai eu. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? La partea avută, partea respectivă, la fiecare ploaie spate. De la prezent, de exemplu. Da, s-a dus la...
Vreau să zic, dar ce am mai discutat despre asta cu dumneavoastră. Când s-a dus cu vede, poate reușesc și la terens în centru acolo, când chiar nu e nimic. Nimic. Mizeria acolo nu se mai poate. Da, pentru că eu știi că e un poșul ăla care mai e pe care e ca o găleată, că m-ar pune un sacul acolo și băieții de la urmă și nu știu așa. Dar este diferența, nu știu, e șansă, nu știu. Poți să-mi vadă fotografii cum arată parcul de la Delen, cum arată terenul de la Drăgești, cum arată parcul de la Brătila sau părbețul la Hilegiu, în fiecare vineri seara și după ce trec colegii mei de la poliția locală, pentru că mai nou ei fac pe parcul și cum arată la Delen, arată bec și a doua zi este la fel. Niciodată n-am să înțeleg, deci în cauza trebuie să mănânci semințe, să dai de jos. Nu pot. Adică ce trebuie să te urci pe banca aceea nouă și să-i rupi... Sau ce trebuie să te copam poze trimise din vecini de acolo, la căsuțile două pe care le-am pus noi în părbulețul de la Rătila anul ăsta, acolo sus, pe poama aia, dacă poți să înțelegi ce Doamne, iar mă cauți acolo. Și eu am fost copil. Bine, deci, acolo mai gălă sus, puteam să mă urc toate. Dar parcă totuși, din familie... Da, 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 nu știu exact să spun. Nu știu, eu găsesc în listă. Nu știu, dar nu trăiești din lucru. Nu știu din lucru. Îmi doresc o la interzinția aia la lucrurile ce acolo și mi-au zis pe acolo să fie mutat de intersecție, este cel mai bine. Dar n-ai vrea tijină, m-am pus acolo. Ai bine, de unde am vedea mașina asta cu lenți? Da, da, da. Când erau și mai bine. Da, poate la Gheorghe, să nu poate nici așa mai bine. Ori măcar să pună unul la intersecție acolo, mai fi bătrână la apă. Deci e ceva pentru toată lumea. Intersecția cu Ciușmeu. Da. Pe Ciușmeu. Da, da, da. Și spate cu Ciușmeu acolo. Da, mă înțeles. Așa de bun. De la rând închis. Și acolo la Gheorghe, da, s-a fundat drumul la deducția mai ajutat.